telefon și cu cât timp devine ceva extrem de relativ. Asta este cifra asta de 400 de suflețele acolo, adică asta e capacitatea pe care așezământul respectiv alea scrisi o maximă capacitate maximă sau da, este cei care se găsesc, cei care se mai găsesc în momentul actual acolo așezământ și beneficiar și angajat, să spun așa, asistent în partea de asistență socială care sprijină pe ei acolo. Deci este o masă întreagă pe care ne-o găsim pentru toți cei care se găsesc acolo și, și beneficiari și lucrători. Și avem și refugiați? Avem refugiați în la Valea Blocului. Da. Ok, cât? Un număr de cât așa, aproximativ? Nu se știe, da, probabil sâmbătă. Dar cine a avut nevoie a fost să se vină cu siguranță. Da. Categoric, da, o acțiune care tinde să devină tradițională. Mai avem voie să spunem tradițională sau nu? Poate e cam... Avem voie, n-avem voie, aici la Morning Jam cu Pali și Bobanu, noi zicem de obicei fel de da. Avem onoarea de a avea pe acești oameni lângă noi și plăcerea, pentru că de foarte multe ori, domne, biserica în sus, biserica în jos, biserica nu face, biserica nu drece, atunci când face, nu promovăm. Poate și din partea bisericii ar trebui mai multă insistență, bine, ghilimele de rigoare, n-aș promova astfel de acțiuni, pentru că e păcat ca ele să nu fie aflate de către lume. Corect, pe de-aia sunt oamenii ăștia minunați aici la Radio Promo, să facem cunoscut și în felul ăsta. Spațiu temporar. Fără oameni, biserica, folosul bisericii este pentru oameni. Și automat, implicit, și biserica se susține prin oameni. De aceea am gândit noi cu astfel de acțiune de a hrăni pe cei amărâți, pe cei care se află în situații mai grele în această viață. E bine să implicăm în primul rând oameni. Și este folosul bisericii, dar oameni care nu este. Corect, în parohia părintea lui Grigorescu. Da, Grigorescu. Grigorescu, un preot tânăr face în parohia lui lucrurile ca să pară un pic altfel, mă rog, adaptate vremurilor pe care le trăim sau, nu știu, o slujbă